Salutare, dragi trader, și bine v-am regăsit la o nouă analiză. Suntem în 31 octombrie. Începem uitându-ne puțin pe calendarul economic. Ce este mai important și interesant săptămâna viitoare? Pe lângă faptul că va fi săptămâna decisivă pentru alegeri, ca și evenimente economice, avem vineri, pentru că este prima vineri din lună, avem NFP-ul, însă știm de mult că NFP-ul nu mai mișcă piața, însă suntem cu ochii pe aceste cifre, sunt importante. Și mai avem o rata șomajului pe dolarul canadian, iar puțin mai devreme, joi, văd că este și o conferință de presă a biroului FOMC. Cam atât. În rest, pe fundamental, pe lângă alegeri, și aici probabil vom vedea o volatilitate. Țineți cont că dacă puterea politică în Statele Unite se va schimba, dolarul o să înceapă să se deprecieze, iar dacă Trump rămâne la putere, deci se continuă, dolarul se va aprecia. Mai avem și lockdown-ul, începutul statelor europene, Germania și Franța, de a intra în lockdown, ceea ce ne va influența cu siguranță consumul pe carburanță. Să revenim în atenție și cu analiza pe crude oil. Deci și situația legată de criza cu coronavirus și cu intrarea în lockdown a statelor din Europa, și bineînțeles că vor fi și alte state, nu neapărat din Europa, care vor intra în lockdown, ne va afecta din punct de vedere al prețului unor instrumente financiare. Haideți să începem cu graficul, așa cum ne-am obișnuit. Mergem repede pe euro-dolar. Pe euro-dolar, ce s-a întâmplat? Reiau graficul exact de unde l-am lăsat săptămâna trecută, nu încerc să modific absolut nimic, însă săptămâna trecută spuneam că până când prețul nu mă convinge că are o direcție ascendentă, în niciun caz nu mă apuc să deschid tranzacții de buy, și uitați ce s-a întâmplat. Început să formeze acel pattern de care vă spuneam corectiv, un pattern mai mult mai larg, da? Revin iarăși pe H4. Observăm aici, dacă aș fi trasat o linie de contratrend, prețul în momentul în care a străpuns suportul de la din zona 1.17, eu am fost și mai conservator, de 1.17-1.23, deci din această zonă, în mod clar, tranzacții de sell. Ce urmează mai departe? În acest moment mă aștept ca prețul eventual să retesteze zona de la 1.17-1.2 și să-și continue traseul ascendent până în suportul 1.15 și să avem această corecție de această formă. Este un scenariu. Însă, așa cum am spus și mai devreme, avem factori puternic fundamentali. Văd că putem trasa cu ușurință un suport de la 1.16, să vedem și cum o să reacționeze prețul. Din acest motiv am zis că poate aici se mai formează o divergență, mai am o corecție și de aici poate reintru cu o tranzacție de sell. Astea ar fi niște scenarii ideale pe care eu le-aș căuta pentru a intra în tranzacții de sell. Cam atât. Mergem direct la USD-JPY. USD-JPY a atins targetul de profit al tranzacției de sell despre care vă vorbeam. A respins din suportul
foarte, foarte puternic de la 104. Așa, în momentul de față, chiar dacă a respins, asta nu înseamnă că prețul va avea suficientă forță să ajungă în rezistența de la 105,7 pe care o avem noi. În primul rând, avem maxime în scădere, așa că am un pattern descendent. Această divergență a fost consumată în acest moment, deci nu mă mai pot baza pe efectele pe care ele ar produce. Ce mă aștept fie să caut o intrare sau elemente care să mă convingă că din această zonă aș putea să reintru cu o tranzacție de sell, însă pentru tranzacțiile de buy, cel puțin eu nu le văd fiabile atâta timp cât avem și o zonă în care această rezistență este foarte aproape și nu am un money management corespunzător. Ca intrare ar trebui totuși să văd, nu știu, ceva de genul străpungerea acestui. Hai să-l desenăm, să-l trasăm să se vadă. Această zonă, mie mi-ar anula ultimul maxim. Așa cum am spus, avem pattern-ul descendent cu maxime în scădere, minime în scădere. Atâta timp cât prețul va străpunge acest suport, rezistență și să-l transforme în suport, da, m-aș încumeta și avea și un money management, poate acceptabil, însă am această linie de trend. Pe mine nu m-ar convinge să intru așa rapid într-o tranzacție de buy. Aș aștepta mai multe confirmări, aș căuta mai multe elemente care să îmi confirme un scenariu de buy. Prin urmare, mă uit în continuare după tranzacții de sell. Din acest motiv am zis caut intrări pentru tranzacții de sell din acest suport, atâta timp cât pattern-ul descendent nu este invalidat. Și bineînțeles, dacă acest suport va fi străpuns, foarte interesant ca și target de profit, dar probabil va fi acest lucru, să zic, îl vom discuta săptămâna viitoare. USD CAD, asta e o linie de săptămâna trecută, nu mai are niciun fel de relevanță, a fost răpunsă, anulat. Se pare că scenariul de sell se va infirma, fie vom avea acest double bottom, poate în formare, și atunci mă aștept ca după o retestare a acestui suport, în continuare tranzacții de buy. Însă, dacă mergem puțin pe un time frame mai scurt, eu mă aștept ca prețul să-și tragă puțin sufletul după urcarea asta vertiginoasă. Aș putea să pun un Fibonacci pe tot impulsul ăsta ascendent și aș avea această zonă 61,8 Fibonacci, care ar fi o zonă de unde prețul ar putea să ajungă. Haide să găsesc un nivel. Un nivel. Chiar este aici un nivel. Da? Bun. Prin urmare, eu m-aș aștepta, mi-ar plăcea să am un scenariu în care această corecție să fie mai largă. Această corecție mai largă să-mi formeze o divergență ascunsă, pe baza căreia eu să intru într-o tranzacție de buy. Asta mi-ar plăcea să se întâmple. Aș putea să mai trasez, bineînțeles, și o linie de trend ascendentă pe baza celor trei minime în creștere. Însă, bineînțeles, așa cum am arătat pe daily, prețul poate să urce
în zona neckline-ului, să mi-l străpungă și pe retestarea lui, dacă îmi va permite, atunci continuăm cu tranzacții de bai. Însă USD CAD-ul, în mod evident, săptămâna viitoare ne va arăta o direcție clară. Avem și cele două evenimente fundamentale despre care v-am spus. Vineri, pe dolarul canadian, rata șomajului și, cu siguranță, în funcție și de acele cifre, vom vedea ce scenariu o să se concretizeze. Bun, mergem mai departe. Aurul a străpuns în zona inferioară a acestui triunghi, așa cum ne așteptam. Eram deja săptămâna trecută în zona inferioară și mă așteptam să retesteze această rezistență pentru a-mi oferi o intrare cât mai bună. A făcut acest lucru. Tranzacții de sell în continuare. Cum? Haideți să trasăm. Asta nu mai e valabilă, putem să o ștergem. Această linie. Mă aștept în această zonă să se formeze o divergență ascunsă, bearish, și pe baza acestei divergențe, combinată poate cu o divergență normală, tot bearish, pe un time frame mai mic, pe H1, să zicem, ar putea să se întâmple ceva de genul acesta. Da. Și aici să avem un volum mai mic și tranzacții de sell pe aur. Petrolul. N-am discutat despre petrol săptămânile trecute, deoarece petrolul, din punctul meu de vedere, ajunsese în această zonă de într-un flat, într-un echilibru, pe care eu l-am și însemnat cu un dreptunghi, și nu aș fi recomandat și nu am tranzacționat pe petrol absolut nimic, pe crude oil, tocmai datorită acestei mișcări laterale. Însă acum pot să o șterg. Ce s-a întâmplat? Se vede acest neckline. Avem și un double top. Din păcate, double topul ăsta are acest maxim ca să fie un double top ca la carte. Așa că nu prea l-am putea considera un double top, însă avem clar aici o zonă de suport străpunsă, transformată în rezistență. Acum avem două scenarii, amândouă sunt de sell, așa cum le văd eu, am retestat, eventual ne mai oferă încă o intrare și tranzacții de sell pe petrol, fie această corecție, da, pe care noi putem să o luăm ca un impuls descendent, să fie puțin mai largă, să ajungă fie în zona 38 sau poate să ajungă chiar și în 61,8 Fibonacci, însă această corecție care urmează să-mi ofere o divergență, un volum pe graficul, pe indicatorul MACD și să-mi ofere o intrare de sell foarte, foarte avantajoasă. Scenariul de sell atâta timp cât prețul se află în 39,48, unde am acest maxim și în care, bineînțeles, nivelul 61,8 Fibonacci pe acest impuls îmi este depășit. Dacă prețul trece de această zonă, scenariul de sell îmi este infirmat. Până atunci caut intrări pe cele două tipuri de corecții, așa cum, sau pe cele două scenarii, așa cum vi le-am arătat. Și ultima, dar nu în ultimul rând, avem Dow Jones. Aici, în mod evident, se vede cum avem o situație similară, însă aici s-a creat double topul la care este la capătul unui trend ascendent.
A fost răpuns neckline-ul tranzacții de sell. Deci, scenariul de buy a fost infirmat de săptămâna trecută. Din câte mi-aduc aminte, spuneam că avem posibile scenarii de buy, însă în momentul în care prețul a străpuns și această linie de contratrend, a anulat și acest minim, da? Cu siguranță tranzacțiile de sell au fost cele pe care le urmăream, însă în acest moment, pe time frame mai mare, vedem această formațiune double top și tranzacții de sell. Fie puțin similar, după cum am arătat și pe graficul de crude oil. Haideți să mergem pe un time frame mai mic. Deci, fie de aici direct tranzacții de sell. Aici se formează clar o divergență bearish, da? Fie poate vom avea corecții mai ample, dacă și aici am trasat un Fibonacci. Aici am putea să luăm impulsul chiar din vârful lui M2, da? Avem 61,8 în zona aceasta. Nu știu, dar n-aș. Eu cred că invalidarea scenariului de sell ar fi, din punctul meu de vedere, maxim peste trecerea deci deasupra lui 38,2 Fibonacci sau 27.296. Deci dacă prețul corectează și trece de acest nivel, scenariul de sell este puțin, din punctul meu de vedere, este puțin invalidat. N-aș mai aștepta sau aș căuta intrări de sell la 61,8, aș fi foarte precaut. Nimic nu este exclus, adică am putea avea și corecții mai ample și de aici trasăm o linie de contratrend, străpungerea ei, tranzacții de sell. Dar, în mod evident, străpungerea acestei zone de suport deschide calea către tranzacții de sell. Aștept comentariile voastre legate de aceste analize, aștept și propuneri pentru alte parități. Până atunci, vă doresc tranzacții fericite și mulțumesc celor care au avut răbdare să mă asculte până acum. La revedere!